Era joi la ora 10 dimineață când un echipaj al Poliției de Frontieră de la sectorul Izvoarele Sucevei a observat un autoturism de teren care se deplasa de la frontiera de stat către interiorul țării. În momentul în care șoferul a observat echipajul de poliție, a demarat în trombă. A fost urmărit, iar la un moment dat, șoferul a părăsit mașina de teren și nu a mai fost prins. Mare le-a fost surpriza polițiștilor de frontieră să observe că mașina era plină ochi cu colete voluminoase și baxuri întregi de țigări ilegale. În total, s-au numărat 16.220 de pachete, în valoare de 162.200 de lei. Mai spre seară, în aceeași zi, la ora 20, o patrulă a Poliției de Frontieră de la Brodina a vrut să efectueze un control asupra unei mașini care se afla în trafic. Șoferul a ignorat semnalele și a continuat deplasarea în mare viteză, dar l-a lăsat norocul. Din grabă s-a lovit într-un gard și și-a abandonat mașina. Avea și motive. Înăuntru, polițiștii au descoperit mai multe colete cu țigări care au fost duse la sediul sectorului, unde au fost inventariate. Erau 5.780 de pachete, în valoare de 57.800 de lei. În ambele cazuri, țigările au fost ridicate în vederea confiscării, iar în continuare se fac cercetări în vederea identificării tuturor persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale. De asemenea, autoturismele folosite la activitatea infracțională au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.